Bună ziua, oameni buni, bine ați venit pe Pacientul 2.0. Astăzi veți afla despre cancerul pulmonar. Veți afla de la medici foarte, foarte cunoscuți, unii deveniți autorități, reprezentanți ai sănătății în România, într-un proiect FABC, care s-a gândit să facă un program de navigare pentru cancerul pulmonar. Veți afla ce înseamnă navigarea în cancerul pulmonar, cum se face și cum o plănuiește FABC cu partenerii lui și alături de sponsorii care îl sprijină să facă lucrurile. Cezar Irimia este președintele FABC și eu le mulțumesc și organizației sale și lui personal pentru că ne-au dat ocazia să transmitem acest live. Mulțumesc mult, Cezar! Mulțumesc și eu, Lucian, pentru introducere. Bună ziua, sărut mâinile. Vreau să vă informez că astăzi, 30 septembrie 2020, lansăm acest proiect important pentru pacienții cu suspiciune de cancer bronhopulmonar din România, privind navigarea lor prin ițele sistemului de sănătate. Pentru asta avem alături, ca de obicei, lângă noi, Societatea Română de Pneumologie, prin doamna profesor Ulmeanu, care îi mulțumesc încă o dată pentru sprijin. Avem Societatea Română de Oncologie Medicală din România. Sper să intre și doamna profesor Dana Lucia Stănculeanu. Avem lângă noi managerul Institutului Oncologic și îi mulțumesc pentru că și-a făcut timp pentru această conferință, doamna dr. Lidia Caianto, dar și echipa care implementează acest proiect foarte important pentru noi pacienții, deoarece înainte să prezint echipa trebuie să vă dau câteva date. În România în fiecare an se diagnosticează aproximativ 11.340 de noi cazuri conform Globocan 2018, ultima statistică dată, și din păcate pierdem cam 10.277 de pacienți în această patologie. Deci un procent dezastros, 91% din acești pacienți nou diagnosticați îi pierdem. Și veți vedea și cauzele mai târziu prin intervenția unor specialiști cunoscuți, Marius Geantă, în cazul nostru, care vă va spune ce se întâmplă cu acești pacienți și de ce atâtea decese. Mulțumesc și doamnei consilier prezidențial, doamna profesor Diana Păun, pentru că este, ca de obicei, mereu lângă noi. O să intre și domnul dr. Otila Laszlo de la Comisia de Sănătate din Senat, domnul dr. Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, dar și cel care plătește toate aceste tratamente, investigații până la urma noastră, a nouă pacienților, Casa Națională de Asigurări Sănătate, prin doamna Adela Cojan, doamna conferențiară Adela Cojan, președintele casei. Uitați că a intrat și domnul dr. Otila Laszlo. Vă mulțumesc, bună dimineața, președinte. Și echipa noastră, plecând de la colega mea, dr. Saulea Gabriela, managerul proiectelor medicale, Alin Bujan, manager de proiecte tot în cadrul federației, și colaboratoarea noastră, Gabi Oprea, hai să spunem, navigatorul de servicii. Sperăm să intre și colega ta, Victoria Sanache, pentru că are și o intervenție de cât am văzut, dar nu în ultimul rând și prese, dacă este alături de noi, și sperăm ca acest proiect să fie mediatizat, pentru că ne dorim ca până în anul 2025 să ducem spre jumătate cazul de ce, să reducem decesele până la jumătate până în anul 2025. Este un proiect ambițios al nostru, al Federației Bolnavilor, Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, și cu ajutorul specialiștilor și autorităților să reușim acest lucru. Este foarte important să nu mai pierdem atâtea vieți când ele pot fi salvate, și de aceea ne-am propus să navigăm acești pacienți și ca ei să ajungă cât mai repede la medic-oncolog să inițieze terapia necesară și să nu mai piardă 4, 5, 6 luni, după cum veți vedea, ci să reducem la minim posibil acești timpi care contează foarte
implicația supraviețuirii fiecărui pacient. Nu vă ascundem că împreună cu medicii de familie, cu societatea medicilor de familie, vom iniția un proiect de screening adevărat în rândul populației și avem un target de 1000 de pacienți și aici o să apelăm tot la ajutorul societății, am făcut-o deja, Societății Române de Pneumologie, pentru că ne trebuiesc specialiștii din societate privind screening-ul în asemenea proiect. Sperăm să avem și sprijinul autorităților și faptul că sunt aici, le mulțumesc și sunt convins că ne vor sprijini în toate demersurile noastre. Am trecut în altă ligă ca și Federația Pacienților cu Cancer din România, adică începem să facem ceva pentru populație, nu numai pentru noi. Nu vrem să îngroșăm rândurile noastre a pacienților cu cancer. Acestea fiind spuse, dau cuvântul colegii mele, Gabriela Saulea. Te rog, Gabi. Mulțumesc frumos, bună dimineața și mulțumim pentru participare. Proiectul pilot de navigație a pacienților cu cancer bronhopulmonar a plecat de la o problemă specifică a acestei patologii, cancerul bronhopulmonar. Avem trei caracteristici acestui tip de cancer care ne-a făcut să ne gândim la cancerul bronhopulmonar. În primul rând este vorba de incidență și Cezar a menționat deja că în fiecare an diagnosticăm undeva 10-11.000 de pacienți cu cancer bronhopulmonar. În al doilea rând este legat de faptul că este diagnosticat într-o fază tardivă. Cam 3/4 dintre pacienți sunt diagnosticați când deja sunt în fază metastatică, deci în faza în care e greu să-i mai tratăm și să-i mai vindecăm. Și în ultimul rând este vorba de un cancer care evoluează foarte rapid. Deci lupta contra cronometru este o luptă la care noi ne-am gândit să o ducem împreună cu cadrele medicale. Și aici voi da un share screen la prezentarea proiectului. Este o prezentare pe scurt, pe care apoi o putem detalia. E vorba despre un proiect pilot pe care l-am început în București. Pe lângă FABC avem alături de noi Alianța Pacienților Cronici din România, care practic asigură platforma IT pentru acest proiect, Asociația Bolnavilor de Cancer. Avem ca și parteneri medicali Societatea Română de Pneumologie și SNOMR, așa cum a spus Cezar. Iar în acest proiect, cei care ne susțin sunt Amazonia Navigators, care ne oferă serviciile de navigație efectivă pentru pacienți. Practic, scopul acestui proiect este, obiectivul este un diagnostic corect și de precizie și știm că echipa medicală duce o luptă continuă pentru a obține acest diagnostic corect și de precizie, însă noi cu ajutorul navigatorului putem să inițiem mai rapid acest diagnostic corect și de precizie prin ajutorul pacientului de a naviga prin sistem până ajunge la acest diagnostic corect. Necesitatea proiectului, așa cum am spus și cum a specificat și Cezar la început, pleacă de la caracteristicile cancerului pulmonar și așa cum știm, media de supraviețuire la acest tip de cancer este undeva la 6-18 luni, deci o perioadă foarte scurtă în care putem să intervenim, iar supraviețuirea la un an este în general maxim 20% în acest tip de cancer. Mortalitatea este ridicată atât din cauza faptului că diagnosticăm acest cancer în fazele avansate, dar și a timpului îndelungat până la inițierea terapiei țintite. Iar un studiu făcut anul acesta a demonstrat că în România se pot pierde undeva între 3 și 6 luni până ce pacientul ajunge de la suspiciunea de diagnostic până la inițierea tratamentului. Iar o să vă arăt că scopul acestui obiectiv este ca noi să scurtăm acest interval undeva la sub 2 luni și asta este termenul de succes pentru noi, ca pacientul mai puțin de 2 luni să intre deja pe terapie după ce a fost suspicionat de cancer pulmonar. Mai avem faptul că șocul la aflarea acestui diagnostic face ca și pacientul și familia să fie bulversată și să aibă nevoie cumva de un ghid, de un ajutor, cineva să le ia de mână și să-l conducă prin acest sistem de diagnosticare care în cancerul pulmonar este foarte complex. Și așa cum am spus, noi am observat că această scurtare a timpului de la suspiciune la diagnostic ar prelungi supraviețuirea pacienților cu cancer bronhopulmonar. Deci acesta este obiectivul pe care noi ne-l asumăm cu acest proiect. Practic, pacienții care sunt luați în acest studiu, în acest proiect, sunt persoanele care au suspiciune cu cancer bronhopulmonar, identificați de medicul de familie, confirmați de un medic specialist și care vor să apeleze la acest program de navigare, fie ca urmare a faptului că ei știu de acest program, fie că medicul specialist îi trimite către programul de navigare.
Înrolarea pacienților se face în site-ul FABC, în baza unei solicitări pe care pacientul o face și în baza unor consimțăminte pe care le semnează GDPR, consimțământul asumat al pacientului, în așa fel încât să fim on the safe side cu toate aspectele legale. Apoi, navigarea la distanța pacienților. Inițial, proiectul a fost gândit pentru navigarea locală cu navigatorul fizic, însă în condițiile date de contextul actual vom face navigarea telefonică de la distanță, și mobilizarea pacienților. Un aspect important la cancerul broncopulmonar este faptul că pacientul are nevoie să fie motivat să continue toată seria de investigații și să se țină de aceste investigații cât mai repede pentru a ajunge la un diagnostic. Rolul navigatorului. Practic, ce va face navigatorul? Navigatorul va asigura informarea, educarea și mobilizarea continuă a pacientului în timp util, astfel încât stabilirea diagnosticului să fie cât mai rapidă și să fie un ajutor practic pentru medicul specialist care vede acest pacient. Deci, practic, navigatorul, în clipa în care a preluat pacientul, în urma unui interviu în care înțelege exact care este situația pacientului, începe ghidarea acestuia, îl informează pe pacient în mod corect asupra pașilor pe care are de parcurs, la ce trebuie să se aștepte, îl susține în acordarea unor programări la diverse forme de diagnostic, cu remindere, se asigură că pacientul ajunge la programările respective. Mobilizarea pacientului atunci când pacientul poate obosește sau poate se descurajează de toate investigațiile pe care le are de făcut, navigatorul are și rolul de coach, de psiholog, când îl susține pe acest pacient să își continue această călătorie, și înregistrarea datelor și agregarea acestora în cadrul platformei FABC, care este o platformă criptată, securizată și care ne asigură că nu vom avea niciun fel de astfel de probleme. Deci serviciile pentru pacienți și pentru familiile lor sunt legate și de aspectele administrative și birocratice pe care le poate întâlni pacientul în sistemul de sănătate. Partea de informare și educare continuă este un aspect important și ne-a fost semnalat acest lucru. Și mobilizarea, iarăși, este un aspect pentru care navigatorii sunt motivați să o facă pentru a obține acel interval de 2 luni de succes. Proiectul are abordare centrată pe pacient și, practic, noi ne dorim să susținem pacientul în această călătorie în sistemul de sănătate până la confirmarea diagnosticului și puterea tratamentului. Ca și partener ai proiectului, așa cum am spus, inițiatorul este Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, împreună cu Asociația Bolnavilor de Cancer. Ca și partener pentru sistemul call center, platforma IT este Alianța Pacienților Cronici, avem ca și partener medical SRP și SNUMR, iar ca și consultanță este Amazonia Navigators, cu cei 15 ani de servicii, de experiență în astfel de servicii. Și toate aceste servicii sunt oferite gratuit pentru pacienți. E o limită de locuri, pentru că e un proiect pilot de 50 de locuri. Însă tot ce au de făcut pacienții este să acceseze site-ul nostru în urma recomandării făcute de medicul specialist și navigatorii vor prelua și îi vor conduce în acest sistem. Practic, aceasta a fost descrierea în mare a proiectului. Și mai departe, aș vrea să dau cuvântul din partea doamnei conferențiar dr. Diana Loreta Păun, consilier prezidențial în administrația prezidențială. Am vrea să vedem care este un punct de vedere din partea dumneavoastră legat de această problematică și cum ne gândim noi să o abordăm. Mulțumesc mult! Bună dimineața tuturor, domnule Cezar Irimia, stimați organizatori, dragi invitați! Răspund cu mare plăcere de fiecare dată invitației de a participa la evenimentele desfășurate sub umbrela Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Și vă felicit pentru dedicația și pentru demersul consecvent în sprijinul misiunii de optimizare, în acest caz, a experienței pacientului oncologic, tocmai pentru a crește accesul lui la terapie și pentru a asigura calitatea vieții. Poziționarea pacientului în centrul preocupărilor este, și nu o spun doar pentru a auzi, unul dintre fundamentele succesului unui sistem de sănătate. Dumneavoastră chiar faceți ceva prin acest proiect pentru a plasa pacientul în centrul preocupărilor noastre și e un demers extraordinar pentru care vă felicit.
Pentru că orice reformă a sistemului de sănătate trebuie să pornească de la nevoile pacientului, de la așteptările sale, încercând să asigure respectul și demnitatea umană pe tot parcursul unui tratament, indiferent de afecțiunea pe care un pacient o are. Așa cum ați spus și noastră ceva mai devreme, cancerul în România a ajuns să aibă cea mai mare rată a mortalității dintre țările Uniunii Europene și mă refer la cancerul pulmonar în mod special, care este responsabil pentru aproape 1 din 5 decese cauzate de cancer la nivel mondial, provocând peste 1,6 milioane de decese în fiecare an, o cifră mai mult decât îngrijorătoare. De exemplu, conform statisticilor Lung Cancer Alliance, rata de supraviețuire la 5 ani în cancerul pulmonar este de doar 17%, adică 17 din 100 de persoane vor mai fi în viață după 5 ani la momentul diagnosticării. Lipsa programelor de screening coerente, lipsa informării, cred că sunt cauzele principale ale depistării cancerului pulmonar atât de tardiv și este un semnal de alarmă pentru identificarea de soluții comune pe care să le adoptăm cu toții. Este deosebit de importantă și mă bucur că alături de noi sunt profesioniștii din domeniul oncologic, necesitatea unei abordări integrate a pacientului cu boală neoplasică, de la diagnostic precoce, prevenție, tratament, până la asigurarea calității vieții. Ori acest lanț presupune, în primul rând, informarea, educarea pacientului pentru a deveni un partener de dialog în relația cu medicul. Este nevoie de o echipă multidisciplinară de specialiști, este nevoie de acces la medicamente, la recuperare și la reintegrare socială. Ori acest demers presupune colaborarea tuturor actorilor, de la factorii de decizie, la asociațiile de pacienți și, nu în ultimul rând, mediul privat. Existența unei afecțiuni de natură oncologică este o dramă în sine pentru oricare pacient. Iar faptul că pacienții se confruntă cu atâtea bariere de natură birocratică, administrativă, financiară, de comunicare, logistice și, nu în ultimul rând, psihologice, reprezintă ele în sine un eșec. Tocmai din acest motiv, proiectul pe care noastră îl propuneți pentru pacienții cu afecțiuni oncologice este unul cu totul special, tocmai că pornește din nevoia de îndrumare pe care orice pacient îl resimte în cadrul sistemului sanitar românesc, care are atâtea lacune, din nefericire. Și îmi face o deosebită plăcere, pentru că este un subiect pe care țările europene l-au abordat de ceva vreme și l-au și implementat. Îmi face plăcere că acest proiect ajunge și în țara noastră, dar, așa cum se vede, este tot o inițiativă asociațiilor de pacienți către, în sfârșit, îndreptat către calitatea vieții acestora. Vă felicit încă o dată, vă asigur de întreaga mea prețuire și sprijin și vă urez mult succes, având convingerea că acest proiect se va implementa și va ajunge să fie rutină la nivel național, în beneficiul tuturor pacienților cu cancer. Vă mulțumesc mult! Doamna conferențiar, și am reținut din ce ne-ați spus noastră că, într-adevăr, pe lângă terapiile inovatoare, pe lângă eforturile echipei medicale și această nevoie de îndrumare a pacientului este la fel de importantă, iar noi, ca și societate civilă, ne oferim să începem această navigare a pacientului. Însă aș da mai departe cuvântul domnului dr. Andrei Baciu să ne prezinte din perspectiva Ministerului cum vede integrarea unui astfel de proiect în activitățile Ministerului sau cum Ministerul consideră să susțină o astfel de acțiune pe care o societate civilă o face. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc în primul rând foarte mult pentru invitație. Permiteți-mi să mă alătur demersului doamnei consilier prezidențial în a vă felicita pentru acest proiect cu totul și cu totul deosebit. Și am să încerc să explic de ce cred că este un proiect realmente de o importanță specială pentru pacienții din România. Așa cum știm cu toții, patologia oncologică creează o povară semnificativă pe fiecare pacient care ajunge în această postură, din nefericire.
reprezintă o dramă pentru fiecare din acești pacienți, pentru familiile acestora. În egală măsură, sistemul de sănătate, așa cum îl cunoaștem, date fiind variile anomalii care trenează de mai mulți ani nerezolvate, fac din tratarea acestor pacienți nu neapărat un circuit la standarde europene. Ce vreau să spun este că există în continuare multe locuri unde, cu privire la acești pacienți, sistemul de sănătate poate fi îmbunătățit. Din nefericire, lucrurile nu pot fi schimbate peste noapte, însă sunt câteva elemente de o foarte mare importanță pentru Ministerul Sănătății și pentru domnul ministru, pentru domnul Tătaru. Așa cum dânsul a afirmat, obiectivul nostru este acela de a pune pacientul în centrul sistemului. Cum facem acest lucru? Prin a sprijini toate demersurile pe care pacienții le au, prin a lua pacienții la masa deciziilor prin a implica efectiv în luarea deciziilor. Mai mult, reconfigurarea sistemului de sănătate, care deja a început, așa cum știm foarte bine, a fost deja făcută o reconfigurare la nivelul Ministerului Sănătății, aceste lucruri vor continua și în cadrul altor unități din administrația centrală a sistemului de sănătate, însă nu pot fi desfășurate și implementate cu o manieră și cu o viteză pe care ne-am dorit-o, tocmai dată fiind situația pandemică generată de SARS-CoV-2. Însă, unde ne dorim să ajungem? Ne dorim să ajungem la standarde europene. Ce au pacienții din alte țări europene, central și vest europene, în plus semnificativ face de pacienții din România? Au o abordare și un acces mult sporit, mai ales cu privire la pașii inițiali. Dacă vorbim de prevenție, dacă vorbim de screening, dacă vorbim de diagnostic precoce. Acestea sunt câteva dintre prioritățile pe care le vom trata cu foarte mare seriozitate în viitoarea strategie pe sănătate. Tocmai pentru a recupera din acest decalaj pentru a crește accesibilitatea pacienților din România la servicii medicale. Suplimentar, pentru pacienții din sfera oncologică, există numeroase bariere administrative și birocratice. Din nefericire, nu pot fi rezolvate peste noapte, le considerăm și le tratăm cu maximă prioritate și în a rezolva din problemele sistemice care generează aceste bariere. Însă, până vom reuși noi împreună, toți, de fapt, că aici trebuie să fie un efort colectiv al tuturor instituțiilor, până vom reuși să ne apropiem de standarde europene în accesul pacienților, în serviciile pe care le oferă sistemul de sănătate din România, pacienților din România, până atunci, orice fel de demers din partea societății civile este de încurajat, ceea ce o și facem în momentul de față și, mai mult decât atât, acest proiect care vine în sprijinul pacienților cu diverse afecțiuni oncologice, are și un alt potențial, acela de a fi translocat și extrapolat sistemului de sănătate și din acest punct de vedere îmi doresc să devină un real succes acest proiect pilot pe care dumneavoastră îl desfășurați și permiteți-mi să vă asigur de întreaga disponibilitate și de tot sprijinul domnului ministru al Sănătății, al meu personal și al Ministerului Sănătății. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult, este o reală onoare și plăcere pentru mine să fiu alături de dumneavoastră astăzi și realmente consider că pacienții cu afecțiuni oncologice trebuie să reprezinte o prioritate pentru tot sistemul, pentru întreaga societate. Numai așa putem să reducem din decalajul pe care îl avem în oferirea de servicii față de celelalte țări europene. Încă o dată vă mulțumesc și vă felicit pentru acest proiect. Mulțumim și noi, domnul doctor, foarte mult și am reținut ideea ca pacientul român să devină pacient european. Asta este ceea ce ne dorim și noi și milităm pentru acest lucru. Iar acest proiect sperăm să fie un pas în această direcție. Am văzut că s-a alăturat nouă și doamna doctor Cojan. Am putea să dăm cuvântul doamnei doctor Cojan acum, pentru că, sigur, proiectele au semnificație pentru pacienți, însă atâta vreme cât avem nevoie și de finanțare și finanțarea vine din partea CNAS-ului și aș vrea, doctor, să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră din perspectiva plătitorului existența unor astfel de proiecte care să înlesnească accesul la terapia pacienților. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Din perspectiva finanțatorului programelor naționale de sănătate, inclusiv a celor oncologice, inclusiv a patologiei legată de cancerul broncopulmonar. Vreau să vă spun că suntem destul de îngrijorați pentru faptul că finanțăm această patologie deosebit de
consistentă în rândul populației din România și îngrijorarea noastră provine din faptul că stadiile de depistare a pacienților bolnavi oncologici cu localizarea bronhopulmonară sunt stadii destul de tardive și atunci suntem nevoiți să plătim mai mult decât dacă am prevenit aceste maladii. Din literatura de specialitate și profit de această ocazie că m-ați invitat la emisiunea dumneavoastră, să știți că epidemiologii au demonstrat faptul că peste 80%, aproape 90% din pacienții cu cancer bronhopulmonar sunt de fapt fumători sau foști fumători. Și tot epidemiologii sunt cei care ne atrag atenția că cu cât fumatul începe mai devreme, deci cu cât vârsta debutului fumatului este mai mică sau cu cât numărul de țigarete fumate pe zi este mai mare sau tipul de țigarete fumate cu sau fără filtru, sunt lucruri care măresc considerabil riscul de apariție a cancerului bronhopulmonar. De aceea, combaterea tabagismului în țara noastră trebuie să reprezinte un program prioritar de educație și de profilaxie primară, pe de o parte, iar pe de altă parte, nu ar trebui neglijat faptul că aplicarea unor măsuri legislative sau fiscale în domeniul produselor dăunătoare sănătății și reîntoarcerea acestor bani în finanțarea programelor naționale de sănătate, deci aplicarea de taxe, impozite ori accize pe tutun și reîntoarcerea banilor în finanțarea programelor naționale de sănătate ar ajuta la suplimentarea fondurilor pentru finanțarea acestor programe. În conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui Casei Naționale, pe care îl cunoaște toată lumea, numărul 245, este din anul 2017, evident cu modificări și prelungiri și completări ulterioare. La capitolul 9, unul dintre programele naționale de sănătate curative finanțate din bugetul Fondului Național de Asigurări Sociale de Sănătate, acesta are ca obiective atât tratamentul medicamentos, cât și monitorizarea evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice. Mai avem și alte activități în cadrul programului nostru de oncologie, cele legate de reconstrucția mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare, diagnosticul și monitorizarea leucemiilor. Iată, radioterapia este un alt segment important finanțat din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, precum și diagnosticul genetic al tumorilor solide maligne la copii și la adulți. Vreau să vă spun că din totalul sumelor pe care Casa Națională le decontează pentru finanțarea programelor naționale de sănătate curative, Programul Național de Oncologie reprezintă aproape 40% din aceste sume, iar creditele de angajament sunt repartizate cu preponderență pentru tratamentul medicamentos, pe de o parte al bolnavilor cu afecțiuni oncologice, apoi pentru monitorizarea și evoluția bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin investigația PET-CT, sub programul de reconstrucție mamară, de asemenea, are finanțare și cele de radioterapie și diagnostic genetic al tumorilor maligne. Ne preocupăm permanent de creșterea accesului bolnavilor oncologici la tratamentele decontate din fond. Astfel, în cursul anului 2020, au fost incluși furnizori noi în cadrul subprogramului de tratament medicamentos și al subprogramului de radioterapie. Aș vrea să informez că este și este informație de ultim moment, încă un furnizor chiar din București va intra în programul de radioterapie începând cu data de 1 octombrie. Având în vedere contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului, să știți că am fost preocupați să
aducem și anumite înlesniri legate de accesul pacienților oncologici la tratament, pacienți incluși în programul de oncologie, astfel încât medicul de familie poate emite prescripție medicală pentru bolnavii tratați în cadrul programului național oncologic pentru medicamentele eliberate din farmaciile cu circuit deschis pe baza scrisorii medicale. În urma analizei indicatorilor realizați în primele 6 luni ale anului 2020 pentru o gestionare eficientă a fondurilor corelat cu nevoia de servicii oncologice și pentru asigurarea continuității tratamentului bolnavilor înrolați în Programul Național de Oncologie, creditele de angajament aprobate au fost suplimentate cu ocazia rectificării bugetare cu peste 130 de milioane de lei. Totodată am fost atenți și la introducerea în area terapeutică oncologică a noi medicamente care a unor noi medicamente care fac obiectul unor contracte cost-volum. Astfel, de la începutul anului până în prezent au fost introduse 35 de molecule noi. Punem accent și noi și susținem terapia personalizată care necesită investigații specifice, respectiv investigarea markerilor tumorali specifici, pentru care am încheiat contracte cost-volum. Aceste investigații în momentul de față sunt suportate de distribuitorii de autorizații de punere pe piață în baza contractelor cost-volum încheiate. Iar pentru medicamentele incluse necondiționat în lista de medicamente aferente terapiilor personalizate, investigațiile sunt suportate de unitățile sanitare care atribuie acest tratament. În prezent suntem în discuții avansate cu comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății pentru realizarea și pentru conturarea unei noi paradigme în cadrul tratamentului pacienților oncologici, incluși în Programul Național de Curativ de Sănătate, în sensul îmbunătățirii acestuia, noi l-am numit Master Plan de Oncologie. Dorim, prin intermediul acestei noi viziuni, să introducem comisiile multidisciplinare de oncologie ca cerință obligatorie în chestionarul specific de la nivelul unității sanitare. Dorim ca decontarea serviciilor să se facă în sistem integrat, inclusiv cu includerea serviciilor de radioterapie și de investigare PET-CT. Pentru această investigație, să știți că odată cu apariția noilor norme la contractul cadru, în vederea reducerii birocrației, se va elimina decizia de aprobare emisă de către o comisie centralizată la nivelul casei naționale. Prin urmare, toate preocupările noastre au fost în această perioadă, într-adevăr, orientate către pandemia cu COVID, dar nu am uitat acest segment important de populație, care de fapt este și cea mai vulnerabilă în fața acestei noi maladii, noi pandemii cu care ne confruntăm în prezent. Vă mulțumesc că m-ați invitat și doresc succes tuturor eforturilor pe care întregul corp medical le depune în această perioadă în lupta cu virusul SARS-CoV-2. Doctor, vă mulțumim foarte mult. Da, într-adevăr, ne-am confruntat cu această epidemie, însă bolnavii cu cancer, din păcate, trebuie să-și facă terapiile și trebuie să fie în centrul atenției noastre și în aceste situații. Vă mulțumim mult de tot. Aș vrea să-l întreb și pe domnul senator, însă cred că a plecat despre politicile în sănătate pentru această patologie. Voi trece mai departe la părerea specialiștilor. Și aici aș vrea să o rog pe doamna profesor Ruxandra Ulmeanu să ne spună din perspectiva unui specialist cum acest proiect cu navigatorul, doamna profesor, dacă îmi dați voie să-l invit pe domnul Laszlo Otelor să ne spună câteva cuvinte din perspectiva politicilor publice care ar putea fi schimbate ca urmare a activității
societății civile și a unor astfel de proiecte. Dacă ați putea să ne dați o perspectivă a dumneavoastră. Bună ziua tuturor! Aș dori, nici nu vă puteți închipui ce mă bucur pentru această manifestare, pentru că vrând nevrând eram obișnuit și până acum să devenim navigatori pentru anturajul nostru, dar în ultimele 5-6 luni parcă a trebuit să acordăm mai multă atenție acestei activități și sincer vă spun, mă bucur pentru proiectul dumneavoastră și sper să aibă succes ca să poată fi multiplicat. Și o spun în calitate de clujan care am fost pur și simplu bombardat în ultima perioadă și aici mă refer la perioada de după 15 martie, când din păcate am ajuns în situația ca o bună parte din instituțiile care se ocupă de această patologie despre care vorbim și azi, nu și-au putut desfășura în mod normal activitatea datorită faptului că ele au fost utilizate pentru a gestiona această problemă foarte gravă cu care ne confruntăm legată de pandemie. În altă ordine de idei, să știți că eu sunt un pic pesimist privind rezultatele de la sfârșitul anului, pentru că dumneavoastră ați prezentat datele statistice ale anilor precedenți, tare mă tem că toate progresele care le-am făcut în anii precedenți se vor nărui până la sfârșitul anului, pentru că din martie, practic, am putut face față pandemiei oprind anumite activități sau îngreunând accesul pacienților la serviciile medicale specifice. Motiv pentru care bănuiesc că fiecare dintre noi are această experiență. Încet, încet mă gândeam că va trebui să uităm un diagnostic precoce sau noțiunea de diagnostic precoce, nemai vorbind de posibilitatea de intervenție la timp a cazurilor oncologice. Și, sincer vă spun, vă țin pumnii tocmai ca să reușiți, pentru că este un domeniu unde este extrem de important ca să avem un diagnostic precoce. Doamna Cojan v-a prezentat și ne-a prezentat și situația destul de îngrijorătoare în care este Casa Națională, pentru că, din păcate, suntem în situația de a, e adevărat, Casa Națională să financeze tratamentul pacienților depistați foarte târziu, dar pe lângă asta să știți că mai avem niște costuri sociale care sunt imense. Pentru că asta presupune o intervenție din partea anturajului, a familiei, care sunt extrem de costisitoare și dacă la boli autoimune vorbim de 10.000 de euro costurile sociale totale la nivel de an, cred că în astfel de situații costurile sunt chiar mai mari. Ceea ce aș evita, vă spun sincer, o altă problemă ridicată de doamna Cojan, dar în continuare sunt optimist că o să ajungem cândva în situația în care cel care cauzează probleme de sănătate publică să plătească. Și plata efectuată să meargă către domeniul specific. M-aș bucura dacă am ajunge într-o situație în care să avem o finanțare predictibilă pentru diferite patologii. Și vă spun acest lucru pentru că doamna Cojan a amintit fumatul, dar cred că ar trebui să punem pe tapet foarte serios și problema condițiilor de mediu, mai ales în mediul rural. Și vă spun acest lucru pentru că am fost viceprimar timp de 4 ani într-un municipiu și mă refer la Cluj și am beneficiat de punctul de vedere a colegilor de la UMF și în primul rând a domnului profesor Benga, care a documentat pe mai mulți ani de zile efectele nocive ale modificărilor drastice de mediu la care asistăm și care sunt repercursiunile în patologia pulmonară și nu numai.
motiv pentru care, dacă am înțeles, dacă ai o mașină euro nu știu de care, atunci finanțăm reînnoirea parcului de mașini să avem mai multe, dar cred că s-ar impune și o astfel de abordare. Și vă spun acest lucru pentru că în sfârșit, după 30 de ani, am constatat și constatăm împreună cu ceilalți colegi în sfârșit o implicare a autorităților locale privind starea de sănătate a populației. E adevărat, ea a fost generată și amplificată de pandemie, dar cred că ar trebui să învățăm să comunicăm foarte eficient, să menținem acest interes. Pentru că ultimele 5-6 luni ne-au demonstrat că reziliența sistemului nostru de sănătate mai lasă de dorit, pentru că timp de 30 de ani nu ne-am adaptat sistemul instituțional nici la modificările demografice, nici la modificările de patologie la care asistăm datorită acestor aspecte și putem face față unor situații critice doar oprind ceva care în mod normal ar trebui să funcționeze. Și când vă spun că mă bucură, chiar dacă e datorată acestei situații dificile sau chiar tragedii care la care asistăm, interesul autorităților, cred că ar fi bine să continuăm acest trend, să menținem acest interes, să vorbim mai mult, să încercăm să umblăm inclusiv la condițiile de mediu, la calitatea vieții noastre în procesul de prevenție. Iar sunt foarte curios să văd rezultatele screeningului care îl veți face și în același timp să încercăm să lărgim aria unde vrem să ne implicăm. Pentru că implicarea presupune inclusiv implicarea persoanelor, implicarea altor domenii medicale, pentru că nu este doar datoria colegilor pulmonologi ca să facă acest lucru. Cred că în mod normal astfel de activități și atunci când vă spun că sunt foarte optimist, mă refer inclusiv la situația cu care mă întâlneam atunci când am fost rezident într-o altă țară. Indiferent ce specialitate avea cineva, că era la radiolog, că era internist, că era pediatru, eu sunt pediatru, când constata o anumită patologie, atunci traseul era bine stabilit și trebuia să ridice telefonul, după care intra într-un proces foarte bine bătut în cuie, era stabilit care sunt competențele mele în calitate de pediatru, de exemplu în cazul copiilor, și ce știam și am fost învățat, respectiv sistemul informatic mă limita ca pacientul să meargă în acea direcție unde să primească cel mai eficient tratament. Și uitați-vă, o serie de elemente și o serie de ziduri groase de cărămidă au fost parte în această perioadă de 5-6 luni. Încet, încet ne îndreptăm spre o informatizare, încet, încet ne îndreptăm și doamna Cojan, îmi cer scuze, n-am probabil va prezenta și acest aspect. Au fost aduse o serie de modificări, inclusiv la nivel legislativ, privind decontările serviciilor de e-health, de telemedicină, modalitatea de a ține contactul cu pacientul. Au fost lărgite serviciile care sunt decontate și încet, încet sper să ne îndreptăm spre o oarecare normalitate. Și o ultimă intervenție. Ne-a mai demonstrat ceva această perioadă de 5 luni. Necesitatea colaborării atât între privat cât și între sistem de stat. Cred că este un pas important. Și nu vă ascund faptul că sunt câteva locații în țară, chiar județe, unde se pune problema sau căutăm rezolvarea
atât a înființării consorțiilor medicale, spitale, policlinici, cabinete particulare, pentru a gestiona integrat problemele pacienților și fără a lua în considerare forma de proprietate. Și cred că acesta este viitorul, pentru că vrând nevrând suntem într-o perioadă când va trebui să ne regândim strategiile și nu pentru că suntem niște elevi foarte silitori, ci pentru că suntem forțați la începutul unui ciclu financiar nou ca să ne revizuim strategiile. Și este o oportunitate care cred că este de datoria noastră de a o face ținând cont de prioritățile care le avem și în același timp să vedem ce avem de făcut, de schimbat, ca să nu mai ajungem în situații în care să oprim o bună parte din sistemul nostru medical și să constatăm după câteva luni că foarte mulți au venit prea târziu la medic. Dacă s-a intervenit atunci, rezultatele sunt incerte datorită intervențiilor foarte întârziate, sau să nu mai fim în situația în care ți-ai făcut datoria, l-ai depistat precoce, dar colegii nu au capacitatea să facă o bronhoscopie pentru a diagnostica cazul, pentru că spitalul lor sau capacitățile lor nu fac față situației și concentrării cazurilor. Și o văd și pe doamna manager Caianto, pur și simplu, probabil o să vă prezinte și domnia sa, dar vă spun situația de la Cluj, la Institutul Oncologic, instituții care se confruntă zilnic cu 3-400 de cazuri sau se confruntau în perioada anterioară cu 3-400 de cazuri pe zi, internări de o zi, controle și așa mai departe. Brusc ne-am trezit cu 6-700 de cazuri în fața instituției în fiecare dimineață la ora 5. Și știți foarte bine și colegii medici știu cât de greu este să gestioneze o astfel de situație și singur nu poți. Vrând nevrând, s-au implicat și am încercat să ne implicăm cu toții în această activitate, dar după 5 luni de zile, uitați-vă la fluxul de pacienți la care asistăm, datorită acestei scurte perioade de 2-3 luni, dar care ne-a demonstrat că totuși a fost foarte lungă. Și încă o dată, vă felicit și vă țin pumni și foarte sincer. Spuneți-ne cu ce vă putem ajuta. Pentru că ne degrevați de foarte multe probleme datorită activității care o depuneți. Mulțumesc frumos! Vă mulțumim și noi foarte mult, domnul doctor, și așa cum ați spus, colaborarea, parteneriatul între societatea civilă, partenerii medicali, instituțiile statului este esențială, iar succesul unui astfel de proiect este ca bujia care pornește un motor. Până la urmă noi avem un pilot care sperăm să demonstreze că poate să schimbe o politică publică în România și sperăm să reușim împreună lucrul acesta. Însă acum aș vrea să vorbim cu partenerii medicali și să dau cuvântul doamnei profesor Ruxandra Urmeanu să ne spună din perspectiva dumneaei cât este de important prezența unui navigator lângă pacientul suspect de cancer bronhopulmonar. Bună ziua tuturor, mă bucur că suntem alături. Iată, practic, cum să zic eu, parteneriatul ăsta între societatea noastră și FABC este de foarte multă vreme, are foarte multe paliere, iar normal și fundamental era să fim împreună vorbind de pacienții cu cancer pulmonar. Dincolo de tot ce doresc eu să spun într-un timp scurt, în primul rând doresc să-i mulțumesc domnului doctor Laszlo Attila pentru că mi-a aruncat mingea la fileu, într-adevăr așa este. Dacă și până acum, și o să dezvolt un pic problemele legate de cancerul pulmonar de diagnostic, pentru că nimic nu poți face pentru acești pacienți până în momentul în care nu le pui diagnosticul, și asta fac medicii pneumologii, ei pornesc acest motoraș.
Problemele acum, într-adevăr, au fost și mai mari în aceste luni, dar eu cred că pneumologii români, alături de toți ceilalți colegi, au reușit într-o manieră spectaculoasă să facă față pentru acestor lucruri, pentru că practic am desfășurat parte de noi activitatea în acest sector COVID absolut obligatoriu și normal, dar în același timp am mers și pentru celelalte boli respiratorii și în primul rând pentru cancerul pulmonar. Sper însă că vis-a-vis de colegii noștri pneumologi, apropo de ceea ce ar putea fi făcut pentru acest pacient cu cancer pulmonar, pe măsură ce lucrurile se așează și se încep să se cunoască și își intră pe un făgaș, nu pot spune normal, dar pe un făgaș cunoscut al evoluției vis-a-vis de pandemie, medicii pneumologi treptat să înceapă să-și reia activitatea normală, care în primul rând este legată de cancerul pulmonar. Vreau să vă spun că peste 50% din tot ceea ce înseamnă boli respiratorii într-un serviciu de pneumologie înseamnă cancer pulmonar. Cancerul pulmonar, rămâne asta în minte și o să spun mereu, spunea un pacient al meu, Dumnezeu să-l odihnească, este cel mai rău dintre toate cancerele. Pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, evoluează ascuns. Nu prea îți dai seama decât foarte târziu că s-ar putea să fie o problemă. Sunt mari fumători, dar în același timp, și iarăși domnul Attilo Laszlo puncta foarte bine, unul din punctele de reper esențiale este poluarea. Atât poluarea din orașe, dar și poluarea din mediul rural, poluarea din orașe legate de așa numitele particulate matter, particule de materie, poluarea din mediul rural. Din această zonă. E cel mai rău dintre cancere pentru că pe lângă faptul că evoluează ascuns, deci se diagnostichează foarte târziu, evoluția este foudroyantă, este extrem de rapidă, astfel încât e adevărat, poate la 5 ani, dacă privim în ansamblu totalitatea cancerilor pulmonare, este o supraviețuire de 15%, să nu uităm însă că peste 75% din pacienții cu cancer pulmonar sunt diagnosticați în cazuri în stadii tardive, adică în stadiile în care tratamentul, cum îl numim noi, este paliativ, este ajutător, dar nu vindecă boala. Și pentru acești 75% din pacienți, supraviețuirea, doamna profesor Stănculeanu cred că știe și mai bine și o să ne poată spune, este de pe sub 5%. Deci sub 5%, peste 75% din pacienții cu cancer pulmonar. Trebuie să se înțeleagă însă foarte clar că nu e o particularitate pentru România. Așa se întâmplă și așa evoluează, așa ajung pacienții la medic oriunde în lumea aceasta. Cu atât mai mult este extrem de important să-i oferi un suport diagnostic rapid și să-i mai oferi ceva, ceea ce dumneavoastră ca pacienți, ca asociația pacienților v-ați gândit foarte bine, suportul moral, pentru că impactul diagnosticului de cancer este uriaș. Dacă mai se și documentează cum acum este posibil, devine copleșitor vis-a-vis de tot ceea ce discutam de cancerul pulmonar. Și atunci a-l ajuta în a merge prin aceste meandre normale, repet, este fundamental ca să scurtezi timpul de la momentul diagnosticului până la momentul ajungerii la colegii noștri oncologi care să înceapă tratamentul. De ce? Pentru că și pentru acești 75% de pacienți cu cancer pulmonar în stadii avansate, lucrurile, terapiile în ultimii ani au evoluat spectaculos și indiferent de cât de mică pare o supraviețuire în plus și fiecare minut și fiecare lună și fiecare an pentru un asemenea pacient este esențial. Și atunci, din momentul diagnosticului, din momentul efectuării broncoscopiei, a biopsiei pulmonare până la a ajunge la medicul oncolog, trebuie ghidat astfel încât prelucrările acestea suplimentare de diagnostic să fie deja
puse în fața colegilor noștri oncologi în momentul în care dânșii pot decide acea terapie țintită, care nu înseamnă altceva decât că diagnosticul acesta de cancer este detaliat foarte mult, astfel încât se poate vedea foarte clar care tratament merge în care tip de cancer. Deci personalizarea în funcție de pacient care trebuie să fie pus la mijloc. Alături de acest lucru, și acum tot așa profit un pic pentru că sunt domniile lor cei din domeniul de autoritate de sănătate publică, spuneați de bronhoscopie. Este absolut necesar și este o procedură care stabilește rapid și foarte exact diagnosticul de cancer pentru foarte multe din aceste cazuri. Dar pentru acest lucru, din nou, trebuie fonduri. Pentru că în momentul actual, cam din cei 800 de medici pneumologi, în jur de 200 știu și pot să facă bronhoscopii, dar în mod real, dintre ei, cam 100 sunt cei care fac bronhoscopii și dintre aceștia, marile centre în care se fac peste 3.000 de bronhoscopii sunt în Cluj, sunt în Timișoara, sunt în Iași, sunt la Craiova sau la Constanța și Institutul Marius Nasta face cam 60% din bronhoscopiile din România, asta însemnând în jur de 6-7.000 pe an. Dar și acest lucru, dacă am putea să-l facilităm, și cum? O bază de învățământ cu bronhoscopia este în esență practică și atunci ai nevoie de tot ceea ce înseamnă aparatură ca să înveți acești medici să facă bronhoscopie, bază de învățământ și, în al doilea rând, dotarea cu aparatură medicală, astfel încât să fie măcar în fiecare județ un astfel de centru de bronhoscopie. Dar eu cred că acest navigator este și va fi de bun augur și o să vedeți că va fi bine pentru că, repet, a vă implica și de a colabora în aceste lucruri este fundamental ca să călăuzești acești pacienți și familiile lor astfel încât să ajungă cât mai repede de la diagnostic la tratament. Și cu asta am terminat vis-a-vis de ideea de screening, atenție foarte mare și ea trebuie gândită și conturată, chiar dacă este la un moment dat pe un segment mic, pentru că screening nu trebuie făcut aleator în populație, trebuie făcut la pacienții cu risc și asta înseamnă mari fumători, asta înseamnă mari fumători cu BPOC, cum se numește ciudat boala asta pe care o aduce tot fumatul, bronșită obstructivă a fumătorului, pentru că BPOC-ul, atenție, crește riscul de cancer pulmonar de peste 6 ori și la cei care au expuneri la poluare înalte sau profesionale. Vă mulțumesc și sper că împreună o să construim pas cu pas lucrul ăsta pentru beneficiul pacienților. Vă mulțumim și noi foarte mult, doamna profesor. La revedere, domnul doctor. Doamna Șoulea, vă mulțumesc pentru invitație. Vă țin pumnii, îmi cer scuze. Trebuie să vă părăsesc. La revedere și mulțumim. Mulțumesc frumos. Mulțumim, domnule președinte, multă sănătate și sper să fiți în continuare lângă noi. Mulțumesc frumos. Să rămână. La revedere. Și vreau să-i mulțumesc doamnei profesor Ulmeanu pentru că practic a arătat exact locul navigatorului. Practic el intervine între suspiciune de la pneumolog până la inițierea tratamentului la oncolog. Și atunci practic noi facem legătura între cele două, sau navigatorul face legătura împreună cu pacientul între cele două specialități. Și aș vrea să dau cuvântul doamnei conferențiar, doamna Stănculeanu, și să ne spune din perspectiva oncologului dacă intervenția navigatorului ar putea să aducă un beneficiu. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând, și sigur că intervenția navigatorului este esențială, pentru că, așa cum a arătat doamna profesor Ulmeanu, diagnosticul îl face pneumologul și, fără discuție, bronhoscopia, cel puțin pentru cei 70% din pacienții care sunt în formă de boală avansată, biopsia este apanajul tot al pneumologului. În ceea ce privește mai departe navigarea pacientului, teoretic, din momentul în care are biopsia,
urmează periplul, de fapt, al pacientului și alergătura pe care o are pacientul între a găsi locul în care să-și ducă blocurile de parafină și mai departe ajunge cu blocul cu un diagnostic histopatologic la oncolog. Oncologul trimite mai departe la biologie moleculară și în felul acesta totul devine greoi. Și că e greoi, e greoi, dar întârzie procesul de tratament și atunci lucrurile se complică și mai mult. Și sigur că ceea ce a făcut poate asociațiile Pharma și vorbesc de cei care asigură decontarea acestor analize de biologie moleculară este foarte bine, pentru că practic au un voucher comun acum și poate într-un singur loc reușesc să-și ducă blocul de parafină, pentru că până acum bietul pacient ajungea la epuizarea acelui bloc de parafină care era minuscul până la momentul unui diagnostic final molecular și încadrarea pacientului, dacă era un pacient cu boală avansată sau boală metastatică, într-o conduită terapeutică. Și sigur că asta e un lucru bun, însă pacientul ar trebui să-și primească odată cu rezultatul histopatologic și aceste rezultate de biologie moleculară, de analiză moleculară, în așa fel încât din momentul în care ajunge la oncolog, practic el să poată să fie îndrumat către o conduită terapeutică și să-și urmeze tratamentul lui. Sigur că oncologul, fiind acea parte integrantă din ceea ce se numește comisie multidisciplinară, comisie moleculară, în care se stabilește conduita terapeutică a pacientului respectiv. Și mi se pare, deci, bucățica asta de drum, un pas absolut esențial, că după aceea rămâne decontarea tratamentului și aici putem spune că într-adevăr putem să ne tratăm la nivel european pacienții noștri, în ciuda de multora intervențiilor care vin din partea, mai să-i spunem, plătitorului, care spune că terapia este foarte scumpă și beneficiul poate să fie minim, dar din perspectiva pacientului beneficiul este maxim. Din perspectiva plătitorului, sigur că costurile sunt foarte mari. Totuși, suntem un stat european și cred că este esențial pentru pacientul nostru oncologic să beneficieze de tratament european și de ceea ce înseamnă numai tratamentul, dar creșterea calității vieții pacientului. Pentru că, pe de o parte, gândiți-vă la terapiile targetate, pe de altă parte la imunoterapie și chiar cea terapie asociată, chimio-imunoterapie, poate să aducă beneficii, să crească calitatea vieții pacienților, pacienții noștri, chiar dacă nu vorbim la modul global, pot să trăiască ani de zile cu o formă de boală avansată sau boală metastatică și atunci beneficiul, aș zice eu, că este esențial. Sigur că ideea de a pune în stadii incipiente diagnosticul și de a face screening este una. Din perspectiva medicului oncolog, sigur că cel mai bine ar fi să discutăm doar de tratamente adjuvante, de radioterapie și de un procent foarte mic de pacienți care prin perspectiva și prin prisma evoluției naturale a bolii ar putea ajunge la boală metastatică, dar lucrul ăsta nu se întâmplă nici în alte țări. Poate că procentul poate să fie un pic mai mic în sensul că au mai mult screening sau mai mult advertising din partea societății vis-a-vis de poluare, vis-a-vis de fumat și tot ceea ce înseamnă cancer broncopulmonar. Și sigur că din perspectiva oncologului medical și nu numai, chiar și a radioterapeutului, zic eu, din perspectiva oncologiei, navigatorul își are rostul în momentul
care pacientul primește diagnosticul și începe acel periplu în care bietul om nu știe încotro să se ducă și poate că în orașele mari este mai simplu, dar în orașele mai mici probabil că greutatea este și mai mare pentru pacient. Așa că, sigur, sperăm într-o colaborare frumoasă și evident că îi salut pe toți din asociație, inclusiv pe Cezar și inclusiv pe tine, doctoriță. Mulțumesc. Iar mulțumim, doamna profesor. Mi-ați spus, doamna profesor, că trebuie să plecați și vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Mă iertați că sunt la consultații, de-aia am intrat și mai târziu și am încuiat ușa ca să pot fi sigură că nu mă vede nimeni fără mască și nu intră nimeni ca să ne întrerupă. Așa că eu vă mulțumesc mult, mult de tot pentru oportunitate. Și vă mulțumim din suflet. Mulțumim și pentru dumneavoastră pentru proiect. Sănătate multă, numai bine. Bine. Numai bine. Mulțumesc la fel, toate bune. Mulțumesc. Mulțumesc. Numai bine, doamna profesor. Acum aș vrea să dau cuvântul managerului Institutului Oncologic București, doamna dr. Lidia Caianto, pentru că vorbim de practicalități, de pacientul care vine la spital, are nevoie de îndrumare, de prezența navigatorului care ar putea să intervină. Doamna doctor, dacă ați putea să ne spuneți din experiența dumneavoastră, unde ar putea fi o benefică intervenția navigatorului? Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc domnului Cezar Eremia. De fapt, pacienții cu cancer și aparținătorilor au mare se confruntă adesea cu bariere în calea accesării tratamentului și chiar au nevoie de sprijin. Această bariere include lipsa de experiență cu sistemul de sănătate, pentru că sunt foarte mulți care n-au accesat, cu sistemul de asigurări medicale, provocările vieții de zi cu zi, cum ar fi urmarea unor programe, înțelegerea necesității efectuării investigațiilor sau scopul acestor investigații. Navigatorii pacienților pot ajuta la reducerea și disparităților în îngrijirea cancerului, la creșterea satisfacției pacienților, la îmbunătățirea rezultatelor asupra sănătății. Și cel mai bine, eu cred că navigatorul ar fi de la accesul, e nevoie să pornească de la prima suspiciune identificată în cabinetul medicului de familie. Pentru că sunt foarte mulți pacienți care merg la medicul de familie, iar medicul de familie îi dă un bilet de trimitere și îl trimite să-și facă cum a spus doamna profesor, o bronhoscopie. Nu știu unde să meargă. Medicii de familie nu sunt toți conectați în rețea, deci ar trebui să existe și o conexiune cu, vă spun ce întâmpinăm noi. Dacă au suspiciune de diagnostic de cancer, toți pacienții vin la Institutul Oncologic. Am spus și data trecută că ar trebui să existe, nu știu, centre compresive pe localizări, cum este Spitalul Marius Nasta, să formeze mai mulți specialiști în bronhoscopie. Noi avem cabinet de pneumologie, dar am doar doi medici care fac bronhoscopie. După aceea, posibilitățile pentru puncție, deci au nevoie de puncții ghidate sau mediastinoscopii, sunt foarte, și clinicile de chirurgie toracică sunt puține și nu în toate spitalele județene există această posibilitate și toți sunt îndrumați către centrele universitare. Deci eu cred că ar trebui introdus și medicul de familie în acest cerc. Institutul Oncologic, după cum știți, a ajutat foarte mult în ultima perioadă, am preluat foarte mulți pacienți și au fost pacienți care erau îngrijiți, deci în perioada de pandemie au fost îngrijiți în alte centre universitare, nu, în alte orașe, nu în centre universitare și cum spitalele respective au fost transformate, marea majoritate a pacienților au venit către noi. Din păcate, pacienții au ajuns în stadii foarte avansate și nu am avut ce face, ne-am confruntat cu foarte multe probleme și cred că navigatorul este binevenit. Mai ales că acest tip de cancer este, așa cum spunea doamna profesor, se depistează foarte târziu.
Și din păcate, marea majoritate a pacienților care sunt diagnosticați cu neoplasma de bronho pulmonare sunt persoane sărace sau din medii defavorizate. Eu cred că mulțumesc celor de la Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, care reprezintă un mare plus pentru acces la tratamentul pacienților cu cancer bronhopulmonar și, în special, noi am început în spital, cred că este foarte benefic acest program. Și noi vă ajutăm. Eu sunt medic-oncolog și, după cum știți, tot timpul m-am implicat să ajut pacienții și mai ales pacienții cu cancer bronhopulmonar, pentru că eu, la rândul meu, în urmă cu mulți ani, am trecut cu cineva din familie și credeți-mă că mi-a fost destul de greu să mă plimb să-i pun un diagnostic, pentru că a trebuit pe vremea aceea, nu era atâta, era rezultatul histopatologic, fără imunohistochimie. Deci noi încercăm să rezolvăm acum în institut toate aceste probleme, să facă deci pacientul să vină în institut, să-i punem diagnostic, să-i facem și toate testele, deci de la partea de anatomie patologică, biologie moleculară și încercăm și testările genetice pentru terapiile personalizate. Să sperăm că o să ajungem să facem acest lucru. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumim mult, doamna manager, și mulțumim că ați ridicat la fileu necesitatea navigatorului pentru acești pacienți, indiferent de condiția lor socială. De Cezar. Vreau și eu să-i mulțumesc doamnei doctor, pentru că noi, că am intrat într-o relație foarte bună cu institutul noi ca federație, grație doamnei doctor Caianto, și în sfârșit putem spune că este o relație extraordinară care a adus doar beneficii pacienților. Vă mulțumim, doamna doctor, și sperăm în continuare pe aceeași colaborare extraordinară. Mulțumim din suflet! Mulțumesc și eu! Da, e esențial să avem această colaborare cu toți medicii și cu instituțiile mari. Acum aș vrea să vă spun că pentru acest proiect lucrăm împreună cu Amazonia Navigators, deci vorbesc de doamna Victoria Sanache și de doamna Gabriela Oprea, care ne ajută să facem efectiv această navigație a pacienților. Și aș vrea, Victoria, să te rog cu tine să ne spui, din experiența ta de atâția ani de zile, unde crezi că am putea să ajutăm acești pacienți? Cum putem să facem ca acest proiect să fie de succes? Mulțumesc mult pentru invitație. Nici nu știu exact dacă să vorbesc ca președinte din Amazonia sau navigator de pacienți în Amazonia Navigators. Mă cunosc cu Cezar din 2002 și mulțumesc, Cezar. Cred că el știe cel mai bine ce înseamnă să faci o navigare de pacienți și înțelege cât e de folositoare. Doamna manager Caianto știe că Institutul Oncologic a avut beneficiul de a avea timp de 10 ani un proiect, singurul proiect de navigație de pacienți din România, care s-a dezvoltat într-un spital. Au fost peste 5.000 de pacienți care au trecut prin acest proiect și concluzia a fost foarte clară, exact cum au avut și cei din Statele Unite. Un pacient care este bine informat, care poate are stabilit un traseu corect, se mobilizează altfel, familia înțelege, toată lumea tinde să lupte pentru viața acestui pacient. Este clar, nu există niciun dubiu că beneficiul un navigatorului de pacienți este extrem de mare, mai ales în zona de oncologie. Noi am făcut așa niște probe de înrolare de pacienți, tocmai ca să pot să-mi fac o idee vis-a-vis de bronhopulmonar, pentru că, într-adevăr, toți pacienții pe care i-am avut în programul de navigație și au fost pe bronhopulmonar au fost, s-au plâns, sau marea deficiență a fost legată de faptul că diagnosticarea venea târziu și că de cele mai multe ori, în momentul în care pacientul ajungea să facă tratament, el era un pacient metastatic. Sigur că, la un moment dat, a mai fost o chestie care era, de fapt, așa cu nuanță de glumă, dar spui, dacă pacientul e metastatic, stai că poate să intre și pe imunoterapie și că rata lui de supraviețuire s-ar putea să fie mai mare. E interesant acest lucru, o să vedem exact. Ce mi-a atras atenția ca un prim pas de când tot discutăm de proiectul acesta și îl derulăm a fost faptul că s-ar putea să obținem niște concluzii
pentru că e de fapt un proiect pilot și încercăm să tragem niște concluzii. Cum am putea să ajungem la un diagnostic în scurt timp? Și s-ar putea să avem surpriza să vedem că un pacient care își permite, are resurse financiare și are un navigator, să fie diagnosticat în 3 săptămâni. Și avem proba aceasta. Un pacient care are resurse financiare și nu are un navigator, este diagnosticat într-o lună și jumătate. E foarte interesant. Deci nu discutăm numai de faptul că pacientul nu are o finanțare. Stă prost din acest punct de vedere. Nu s-a așteptat să dezvolte un cancer. Este din provincie. Contează foarte tare să poți să-i faci un traseu. Să-i explici. În traseul acesta, categoric, medicul de familie e de bază. Pentru că pacientul, mai ales că cei mai mulți pacienți pe broncopulmonar sunt bărbați, nu femei, îți spun, n-am fost niciodată la medicul de familie, n-am avut nevoie, n-am înțeles de ce trebuie să mă duc. Sunt fumător, tușeam, tușesc, oboseam, obosesc, am mai slăbit pentru că sunt stresat. Și atunci diagnosticarea vine târziu. Și de cele mai multe ori nu-și pune problema să ducă la un consult de specialitate. Soția insistă să duce până la medicul de familie. Și medicul de familie este capătul. Noi am dezvoltat o relație foarte bună cu foarte mulți medici de familie, tocmai pentru a obține această informație. Cei care au nevoie să fie îndrumați către acest proiect și să poată să beneficieze de o scurtare a timpului. Nu am ce să vă mai spun mai mult, cred că sunt mulți, deși la început nu se cunoștea foarte bine nici noțiunea de navigator de pacient și nici nu erau foarte mulți care spuneau n-am auzit în viața mea, trebuie să recunosc că în ultimul timp lumea a început să fie deschisă la acest lucru și navigarea de pacienți consider că este un lucru extrem de important pentru a obține un beneficiu de viață, mai ales în zona oncologică. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu intervin, Găbița, pentru că pentru Victoria avem o întrebare de la un jurnalist. E vorba despre Mirela Dădăcuș de la Radio France International, așa că, Victoria, nu mai o clipă să asculți întrebarea chiar acum. Bună dimineața, Mirela Dădăcuș, RFI România. Am o întrebare pentru doamna Victoria Asanache. Aș vrea să știu cum îl ajutați pe pacientul cu cancer în momentul în care acesta vine pentru prima dată la dumneavoastră și dacă este nevoie să consiliați și membrii familiei. Vă mulțumesc! Știi că nu auzim. N-ați auzit întrebarea? Nu. Încerc, mii de scuze. Hai să o reluăm. Acum auziți? Cum îi consiliați pe membrii familiei pacientului atunci când vă întâlniți prima dată cu pacientul cu oncologic? Da, am auzit întrebarea, la un moment dat ne dublam. Ideea este că pacientul ajunge de cele mai multe ori, ori a fost diagnosticat și ajunge ca să obțină o îndrumare ce are de făcut în continuare, ori ajunge în contextul în care presupune că ar putea să aibă are minimum de investigații care te duc cu gândul imagistic, de exemplu, care te duc cu gândul că pacientul este pentru zona oncologică. El vine trimis de alt pacient, vine trimis de medic, vine ca auzit în presă. Sunt pacienți care vin singuri pentru că spun aș vrea ca familia mea să nu știe că am o situație foarte gravă. Sunt pacienți care vin cu aparținători. Uneori intră aparținătorul și spune aș vrea ca pacientul să nu știe că de fapt este suspect pentru un cancer. De cele mai multe ori reușesc să-i pun împreună. Consider că e o luptă care are șanse de reușită cu mult mai bine în contextul în care se mobilizează mai multe persoane. Consider că de cele mai multe ori este o luptă a întregii familii sau chiar a prietenilor pe care îi are persoana respectivă. Pacientul care este singur se mobilizează de multe ori un pic mai greu, depinde foarte tare și de vârsta lui, dar consider că această îndrumare și consiliere, să-i spunem navigare, trebuie făcută atât cu pacientul cât și cu aparținătorii. Pentru că este o muncă colectivă. Din această cauză, întotdeauna am spus, navigatorul nu este de capul lui.
Navigatorul trebuie să facă o echipă cu medicul și cu pacientul. Și sigur că la această echipă trebuie să se adauge și familia, și de asta am menționat că ceea ce își dorește Amazonia Navigators să fabrice, adică să aibă niște navigatori care să fie acreditați, este, se referă la faptul că trebuie să creeze această echipă. Pentru că navigatorul nu este un psiholog. Sigur că trebuie să știe cum să facă acest lucru ca să-i ajute. Nu vii niciodată să dărâmi ceva ce încerci să construiești, dar el trebuie să aibă câte puțin din toate lucrurile, și parte medicală și zonă de psihologie și cunoaștere de viață, și să fie un, să intuiască și să vadă de unde provine pacientul și să vadă unde este cea mai mare nevoie a lui. Pentru că un pacient care nu se mobilizează, un pacient care nu-și dorește să trăiască, poți să faci absolut orice, că nu o să reușești cu el. Adevărat. Mulțumim foarte mult, mulțumim, Victoria, și acum, înainte de a trece la concluzii și la întrebări, mai avem o intervenție de 3 minute din partea domnului Marius Geantă. El este foarte implicat în tot ce înseamnă inovație în medicină, în oncologie, dar mai ales în cancerul bronhopulmonar, și pentru că el este acum într-un eveniment, ne-a dat un mic filmuleț în care se spune părerea lui despre cancerul bronhopulmonar și acest proiect. Lucian, poți să dai drumul? Atunci când vorbim despre inovație în oncologie, putem să avem în minte terapiile țintite sau imunoterapiile sau testările genomice comprehensive. Sunt domenii de vârf care deja își arată valoarea la nivelul pacienților cu cancer care beneficiază de aceste inovații. Supraviețuirea la 5 ani a crescut spectaculos în ultima decadă, de exemplu pentru pacienții cu cancer pulmonar non-microcelular avansat sau pentru pacienții cu melanom malign avansat, în condițiile în care, cum spuneam, acești pacienți au putut să fie diagnosticați la timp precis și au avut acces foarte repede la inovațiile terapeutice care s-au dezvoltat în acest timp. Foarte puțini suntem cei care, gândindu-ne la inovația în oncologie, am putea să luăm în calcul și un aspect care ține de sistemul de sănătate din România. Un studiu pe care l-am realizat în această vară și pe care l-am validat cu mulți lideri de opinie din oncologia românească ne arată că un pacient cu cancer pulmonar ajunge de la primele simptome la momentul în care primește tratamentul de care are nevoie uneori mai mult de 5 luni de zile. Deși acest interval ar trebui să fie de aproximativ 40 de zile. E clar că e nevoie de o transformare a traseului pacientului, de o limpezire, de o clarificare a intersecțiilor dintre o persoană suspectă sau care este diagnosticată cu cancer și sistemul de sănătate. Se pierde timp la nivelul medicului de familie, la nivelul medicilor specialiști, dar și la nivelul interacțiunii dintre aceștia. După cum se pierde foarte mult timp pentru că în materie de diagnostic de precizie nu avem încă o abordare de tip one-stop-shop. Cu alte cuvinte, într-un singur loc să se poate efectua diagnosticul de precizie care să includă și testarea biomarkerilor. Săptămâni bune se pierd în acest punct. Ceea ce vreau să spun este că fără a ne gândi la o inovație la nivelul sistemului de sănătate, fără a ne propune cumva să transformăm practicile curente în domeniul asistenței medicale pentru pacienții oncologici, tinzând către asistența medicală personalizată, nu cred că putem să le promitem pacienților cu cancer că vor putea să beneficieze de tot avansul terapeutic și diagnostic despre care am vorbit la început. Este nevoie mai mult ca oricând ca pacientul cu cancer sau suspect de cancer să fie consiliat, să aibă parte de un navigator. Cu alte cuvinte, să aibă la dispoziție un GPS, așa cum este acela GPS-ul pe care fiecare dintre noi îl folosește atunci când ajunge într-un oraș unde n-a mai fost niciodată. Experiența cu cancerul pentru multe persoane este în premieră, sau într-un oraș
în care trăiește, dar care nu îi oferă tot ceea ce ar trebui sau cum ar trebui, așa cum este, din păcate, situația de multe ori în sistemul de sănătate în relație cu pacienții cu cancer. Perfect, mulțumim frumos, Lucian. Aș vrea acum să-i dau înapoi microfonul lui Cezar pentru încheiere și concluzii și să mulțumesc înainte de asta tuturor speakerilor, cei care sunt încă în live și cei care au participat. Cezar, îți predau microfonul. Da, mulțumesc, Gabi, mulțumesc tuturor în această conferință, chiar dacă a fost online, s-a văzut acea simbioză, adică o minimă normalitate în care noi, asociațiile de pacienți, am profitat de colaborarea autorităților, că aici era problema noastră și nu pot decât să mă bucur pentru acest lucru, și a profesioniștilor pe care i-am avut, îi avem și sper că îi vom avea în continuare lângă noi și că vom dezvolta acele proiecte necesare cetățenilor, în primul rând, și pacienților pe care îi reprezentăm. Vreau să mulțumesc tuturor participanților la această conferință. Sperăm ca în continuare, că a venit și doamna doctor Caianto, să profităm de deschiderea pe care o avem la Institutul Oncologic din București. Se știe că aici un număr foarte mare de pacienți vin anual și faptul că lucrurile s-au îmbunătățit esențial în Institutul Oncologic ne dă speranța că calitatea vieții noastre se va transforma esențial și dacă avem și navigatorul lângă noi, speranța de viață va crește cu siguranță. Avem aceeași colaborare și la Institutul Oncologic din Cluj cu profesorul Achimaș, cu care dezvoltăm multe proiecte și sperăm că acest proiect, după ce se va derula în București și vom demonstra că a adus beneficii majore pentru pacienți, cu siguranță îl vom extrapola și vom face presiune în acest sens, vor nu vor autoritățile, pentru ca el să fie cumva preluat de autoritate, pentru că noi nu ne putem substitui statului și sistemului de sănătate, putem face multe, dar suntem limitați. De aceea, noi, așa cum s-a amintit aici de medicul de familie, despre importanța medicului de familie în viața fiecărui pacient și mai ales de depistarea precoce a celor la risc, deja avem un proiect cu Societatea Medicilor de Familie, Societatea Națională a Medicilor de Familie, unde vom implica și pneumologii, societățile profesionale, celelalte conexe cancerului broncopulmonar, pentru a face un screening populațional cu un target de 1000 de pacienți și sperăm că acest proiect să-l pornim cât mai repede. E drept, cu sprijinul sponsorilor noștri tradiționali, companiile Pharma, pentru că și aici am găsit deschidere, dar nu numai companii Pharma, avem și din alte domenii sprijin în acest sens. Sperăm că acest proiect să înceapă cât mai repede și navigarea pacientului o normalitate în sistemul de sănătate din România. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc multă sănătate și suntem împreună, mă bucur că suntem împreună și vom fi mereu alături atunci când vom fi solicitați. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc multă sănătate și la toată familia și tot ce vă doriți. Succes în continuare. Să rămână, mulțumim mult. Mulțumim Lucian, deci se poate pacientul 2.0 la înălțime, ca de obicei. Mulțumim, Lucian, mulțumim pentru colaborare și vreau să-i mulțumesc.
Să-i mulțumesc și lui Marius Geantă, care e lângă noi de vreo 10 ani și împreună am bătut căile Bruxelles-ului, dar ne-am dat seama că dacă nu facem ceva în România, degeaba mergem la Bruxelles și cerem la împărăție anumite drepturi care noi am simțit că ne sunt încălcate. Am început în România și ușor, ușor, vedeți că lucrurile se schimbă în bine și n-am decât să mulțumesc și autorităților, subliniez acest lucru. Știu că multe dintre ele erau implicate și în alte conferințe și mai ales doamnei profesor Diana Loreta Păun, care ca reprezentant al președinției, ca și consilier prezidențial, a fost mereu lângă noi și chiar lângă mine personal. Mulțumesc din suflet! Vă mulțumesc! Multă sănătate încă o dată! Bună ziua, o zi frumoasă! Revedere! Să rămână!